Deci se făcea test la virginitate? Da. O femeie care nu face sex cu regularitate sau nu face sex o perioadă extrem de îndelungată, e mai puțin sănătoasă decât cea care face sex? Nu, este un mit. Și noțiunea aceea de sex pentru sănătate, e pur și simplu nu există. Infertilitatea la femei. E clar că în cuplu, dacă au relații o dată pe lună, șansele de concepere sunt mai mici. Deci nu există poziția XY în care au toate femeile orgasm. Nu există, pur și simplu. Femeile joacă teatru mare parte. Se amătește și pe ea și pe partener și într-un final simte prost și ea și partenerul dacă află. Sunt multe graviduți care spun că am poftă și vreau să mănânc un kilogram de ciocolată. E o formă de manipulare, cred că. Deci dacă cred femeile cu o cezăreană ar fi mai simplistă și mai ușoară, nu este așa. Dacă v-ați planificat un eveniment special, nuntă, botez, cumetrie sau zi de naștere, atunci vă propunem să alegeți cele mai deosebite mărturii pentru invitați, create de echipa La Vendor by Violet. Am pregătit peste 100 de modele unice, iar catalogul îl puteți solicita pe Instagram. Invitata interviului fără protocol de astăzi este Silvia Gop, medic obstetrician ginecolog. Zic să intrăm din start în pâine. Da? Am o întrebare pe care mi-o adresez de mai mult timp și care cred că în prezent oricum este actuală. Acum, virginitatea mai este o virtute și o reușită pentru o femeie atunci când se căsătorește? Probabil că nu mai este deja și este depășit de mult acest moment și apropo erau timpuri când se făcea așa numitul test la virginitate, deci când fetițele pe la 15-16 ani mergeau la școală la un control de rutină ginecologică anume pentru a remarca acest fapt. Deci se făcea test la virginitate? Da, era chiar era pe timpul sovietic și o perioadă și post. Deja s-a depășit și sper că s-a depășit peste tot. Deci este o formă de ușoară violență, pot spune, de încălcarea multor drepturi. Vorbind despre ginecologie, când prima dată a trebuit efectuat un control ginecologic la o fetiță și, de fapt, în ce constă el? La o fetiță depinde ce aveți în vedere o fetiță, dar dacă ea nu are oarecare acuze și nu are o problemă de sănătate, vizita de rutină, de exemplu, cum se expun unele mămici la 15-16 ani, chiar nici nu este nevoie de ea. Deci vizitele de rutină se încep atunci când s-a început viața sexuală. Dar mai devreme nu este nevoie de ea, doar în cazuri medicale, atunci când este o problemă. Când, de exemplu, a venit menstruația și nu mai este 3-4-5 luni, sau invers, fetițele au anumite sângerări anormale, sau anumite dureri, sau anumite probleme legate de sănătate, atunci evident că da. Dar pentru femeile care nu au un debut al vieții sexuale, de a merge la ginecolog pur și simplu nu este necesitate. Dar de ce e nevoie de un control ginecologic atunci când începi viața sexuală? Deja se pot manifesta anumite maladii, cum ar fi și cele sexual transmisibile, de exemplu, ca să fie inițiate și să beneficieze de un consult bun legat de contracepție, să se aleagă metoda cea mai bună și cea mai reușită pentru ea, că nu există una universală pentru toți și accesibilă și acceptabilă pentru toți și, în ultimul rând, ca să fie atenționată despre anumite probleme legate de sănătate. Aici ține și de cunoaștere și iar și vorbim de educație. Ce ar fi o secreție vaginală patologică și cum ea se manifestă, când este normă, când este patologie, ce înseamnă ciclul menstrual și cât durează el în normă, ce înseamnă menstruația propriu-zisă, etc. O femeie care nu face sex cu regularitate sau nu face sex o perioadă extrem de îndelungată, e mai puțin sănătoasă decât cea care face sex? Nu, este un mit acesta. Deci sunt femei care nu au avut relații sexuale și ani de zile, de exemplu, pe timpul la doilea război mondial sau nu știu care, și nu le afectează sănătatea nici într-un mod. Ba mai mult ca atât, în sens, dacă vorbim direct de partener, dacă partener nu este și au o constituție sexuală înaltă și au nevoie chiar să scoate tensiunea sexuală, sunt alte modalități de a o scoate. Masturbare și... Da. Așa, dar o femeie care, gen, pentru ea e un subiect tabu masturbarea și efectiv nu are partener cu care să facă sex, e mai nervoasă
dacă are tensiunea asta sexuală și nu poate să, să scape de ea? Este o manifestare mai diferită și probabil și scate și din calitatea vieții și din implicarea ei profesională și de restul. Dar oricum, atunci când ea este prea înaltă, ele găsesc o modalitate oarecare ca să o scoată. Știi că este vorba asta, în special în Republica Moldova o aud mai des, ei, că femeia asta e nervoasă pentru că nu are bărbat și nu are sex acasă. Tu ai auzit destul de des așa ceva? Și are logică vorba asta? Am auzit, dar logic că nu este și evident că nu este așa și este doar un mit. Nu există o legătură între că ar provoca aceasta o afecțiune serioasă de sănătate sau chiar anumite probleme de sănătate. Și noțiunea aceea de sex pentru sănătate, e pur și simplu nu există. E invers, ceea ce numesc femeile sex pentru sănătate, de a avea, de exemplu, că nu este în secundă aceasta un partener și avea o relație sexuală ocazională, este o nebunie. Iar ar putea avea anumite consecințe și atunci sănătatea este în ghilimele. Un milion de întrebări din astea care... Da, dacă eu nu am bărbat... Exact asta întreabă, sex pentru sănătate. Dar nu există așa ceva. Adică eu am chiar femei care mă întreabă și care le umblă de ce ați spus dumneavoastră, cred că asta le-ar afecta sănătatea. Și ce le spui? Le spun că e nebunie asta și că sunt boli sexual transmisibile și așa și că să te pupi cu unul în ascensor care a intrat în ascensor și așa s-a uitat în ochii tăi, asta e nebunie. De la ce vârstă, din perspectivă ginecologică vorbind, o femeie ar putea începe viața sexuală? Se consideră deja mature și pregătite după 16 ani. După unele date, după 18, diferit. Da, hai să explicăm. De ce? Deci sunt deja, organele genitale la maturitate. Care da, deci organele genitale sunt mature, sunt formate, deci începutul vieții sexuale, chiar se fac și studii largi. La noi în țară nu am găsit niciunul, chiar eram interesat care ar fi vârsta medie de debut a vieții sexuale și eu pot să zic că am fetițe și de 12 ani care se adresează la consult și noi cunoaștem cu toții că există și gravide la 13 ani. Deci o medie... Aici mai multe detalii. Deci ai avut fetițe care la 12 ani s-au adresat la o consultație ginecologică pentru că au început viața sexuală? Da, deci fetițele cele de 12 ani, ele evident nu arată de 12, arată cu mult mai mature. Se cunoaște că noi avem și menstruația apare cu mult mai devreme, grație la anumiți hormoni care sunt în produse alimentare și tot așa. Și fetița cea de 12 ani, ea nu arăta nici pe departe de 12, arăta de 18-20. Și în situațiile date, nici părinții, nici mămicile nu cunosc că s-a început și cam cum stau lucrurile și ce se întâmplă. Deci există acest fenomen la noi. Și mai grav este atunci când nu cunosc contracepția și devin însărcinate. Și în cazul dat nu poți rezolva problema efectuind o întrerupere de sarcină, deoarece legal se face după 16 ani și este nevoie de acordul părinților. Și este bine să fie consiliate și să cunoască bine metodele de contracepție. Dar iarăși vine aspectul dat din familie, unde probabil nu se discută sau se omite pur și simplu. Vorbim despre rolul părinților. Deci părinții ar trebui să le dea prezervative băieților sau fetelor și să le vorbească despre contracepție. Sau ar trebui să le bage câte o cărțulie sau să-i direcționeze la specialiști. Și una și alta și a treia. Și prezervative, și cărți, și specialist. Depinde de familie și modalitatea de educație și cum se discută și de copil la fel. Deoarece sunt unii care sunt deschiși și pot să discute cu mămicile lor, să le explice, să le întrebe chiar, să ceară ajutorul, dar sunt alte fetițe care nu, se închid în sine și cu acelea este mai complicat și mai dificil. Iată, acelea sau la specialist, sau cărți, sau și prezervativ, dar într-o modalitate și o manieră frumoasă. Și prezervative, apropo, se dau nu numai la băieți, dar și la fete. La noi fetele consideră că de asta trebuie să aibă grijă băiatul și spomenesc înainte actului sexual că niciunul, nici altul nu au prezervative. De aceasta trebuie să aibă grijă toată lumea și chiar cu ceva rezervă. Vorbind de mesaje pe care le primești de la adolescente, cu siguranță sunt, pentru că ai un blog destul de activ pe Instagram, ce te întreabă de obicei? De obicei mă întreabă, poate să apară sarcina când este menstruația? Unii mai practic și așa modalități. Poate să fie, să devină gravide dacă a avut loc doar sărutări și petting? Evident că nu.
Nu, nu, nu este posibil, evident că nu, dar sunt și așa întrebări. Atingeri, da? Da, fără doar penetrare. Ating, fără penetrare, da, evident. Deci sunt și așa întrebări. Maica mi-a zicea la un moment dat că ei când erau tineri se gândeau că doar dacă se sărut atunci poate să rămână însărcinat și nici nu se sărutau înainte de căsătorie. Și, dar ce le spui celor care întreabă, de exemplu, dacă în timpul menstruației ar putea sau nu să rămână însărcinate? Evident că nu. Nu, nu e posibilă sarcina, cu toate că mai sunt unele date de literatură care putea, nu știu ce, nu. Nu este posibilă sarcina pe menstruație. Dar până la urmă, nu sunt atât de multe cupluri care practică intimitatea în zilele respective. Sex fără ejaculare. Da, cu siguranță sunt unii care se întreabă, ei, ok, nu ai ejaculat bărbatul, înseamnă că nu pot rămâne însărcinată. Riscul, oricum înțeleg că este. Riscul este, da, nu este atât de mare, dar oricum el este, deoarece în lichidul preejaculator, oricum se conține o cantitate mică și pot fi spermatozoizi acolo. Deci nu este... Nu este, nu că nu este binevenit, dar trebuie să se asigure și să utilizeze suplimentar o altă metodă. Și mulți bărbați, deci efectiv nu știu de asta, deci ei zic, ok, nu am ejaculat, dar ei nu obligatoriu simt atunci când se elimină lichidul preejaculator. Da, corect. Deci nici bărbații nu cunosc, nici femeile nu cunosc și apoi mă întreabă pe mine, pastila de a doua zi pot să o iau de fiecare dată, de 3 ori pe lună, de 5 ori pe lună sau de câte ori. Haideți să explicăm ce înseamnă pastila de a doua zi. Pastila de a doua zi este o metodă de contracepție, de exemplu, o anumită pastiluță în care se conține o doză mare de hormoni care se utilizează după un act sexual neprotejat. Deci ea nu poate fi utilizată continuu și nu face parte din metodele sigure de contracepție. Deci ea așa și clar stipulat pe ea. Deci este cea de urgență când tu faci alegerea. Sau o primești sau faci un avort. Deci cam așa stau lucrurile. Dar din recomandări nu există o sugestie că se ia o dată pe an, o dată pe lună. Cărțile scriu după fiecare raport sexual. Dar oricum nu este atât de benefic pentru sănătatea lor, deoarece doza de hormoni este... Măricică. Raport sexual neprotejat este extrem de important sau în momentul în care s-a rupt prezervativul sau au existat anumite incidente de acest fel? Da, sau când s-au omis două, trei pastile din blisterul cu pastile contraceptive sau s-a rupt un prezervativ, cum ați spus, sau un act sexual întrerupt de calitate proastă. Deci atunci când nu sunt sigur nici unul, nici altul, mai bine de utilizat pastila de a doua zi. Dar vorbind despre glandele mamare, dacă să facem trecerea de la adolescente la femeile mature, în funcție de ce se dezvoltă glandele mamare? Pentru că vedem, multe adolescente suferă din simplu motiv că la colega lor sau la prietena ei s-au dezvoltat deja sânii, la ele nu. Aceasta este o predispoziție genetică și în mare parte, cum a fost la mama sau la mătușă sau la bunic, așa este și la următoarele generații. Deci este o genetic, cum a fost să fie, așa și este. Deci anumite modalități sau manevre sau terapii sau proceduri sau nu știu ce pentru a mări glandele mamare nu există, în afară de intervențiile estetice respective. Alte modalități nu sunt. Chiar primesc des așa întrebări, dar pot administra anumiți hormoni local sau nu știu cum ca să crească nemijlocit doar glandele mamare. Nu. Dozele mari de hormoni pot duce la anumite patologii serioase ginecologice, dar țintit să crească doar glandele mamare nu există până la moment. Crește tot. Crește miom uterin, cresc anumite momente serioase. Cancerul la glanda mamară, înțeleg că în ultima perioadă el este o problemă destul de gravă, inclusiv pentru Republica Moldova. Este o problemă foarte serioasă și, din păcate, ocupă primul loc din tot cancerul întâlnit la femei. Deci cancerul de glanda mamară nu numai la noi, chiar mondial. Și, din păcate, sunt foarte multe femei tinere care fac cancer și cu regret decedează, chiar dacă efectuează anumit tratament, la distanță apare recidivă cu stadii terminale și decedează. În contextul dat, e foarte important ca femeile să se ocupe cu autopalparea sânilor, se face simplu după acele decesornic, de câteva ori pe lună, obligatoriu ca și în fosa axilară să nu apară vreun nodul sau ceva. Ce ar trebui să facă femeile în momentul în care depistează ceva în regulă la sâni? Unde se adresează? Deci femeile când depistează oarecare formațiune care anterior ea nu a fost, palpează, de exemplu, ceva,
ca o mazăre, ca o fasole sau ceva ce nu a fost anterior, obligatoriu merg la medicul mamolog cu consiliere respectivă, cu efectuare de mamografie. Dar nu uităm că există screening a cancerului de glandă mamară, adică prevenim ceea ce nu este pentru femeile aparent sănătoase și unele date recomandă după 35 și obligatoriu după 40 de ani de efectuat, chiar în absența oricăror acuze sau palparea unei formațiuni, de exemplu. Deci, la noi screening-ul... femeile nu prea merg cu mare plăcere la controle din astea de rutină. Generația tânără, chiar mă bucură faptul, în ultima perioadă merg la ginecolog, dar legat de glanda mamară mai puțin. De aceea trebuie să venim cu ușoară sensibilitate în sensul dat și să cunoască că după 40 de ani efectuarea mamografiei este chiar obligatorie, atunci când ele sunt sănătoase. Să sperăm că acum vor ține cont de aceste recomandări, dar în ultima perioadă descrește sau crește numărul de persoane care decedează din cauza cancerului mamar? Invers, crește și se întâlnește foarte des la persoanele de vârstă tânără, la femei tinere. Adică cancerul întinerește, practic. Da, și face răvagii pe alocuri, s-ar părea că se cunoaște mult, se operează, există diverse scheme de tratament, dar chiar cazurile care le cunosc bine, oricum a apărut recidivă și spre regret au decedat. Tinere. Să nu mă mai expun că chiar avem și o bună parte din colegiile noastre. Deci, colegiile noastre medici, da? Specialiști, ginecologi, da. Cu mare regret, da. Nu reușesc, nu ajung sau invers, de exemplu, dacă este o glandă mai mare, de dimensiuni mai mari, mai adânc, mai profund, nu au palpat, de exemplu. Când e o glandă mamară mai mică, e mai ușor de palpat. Când femeile se palpează singure, am în vedere. Dar când sunt mai mari, este mai dificil de palpat și atunci obligatoriu de aceea și se recomandă de efectuat screening-ul la mamografie și depistat în stadii precoci. Am pregătit aici un Aurelius muscat alb dulce, vin spuman. E preferatul meu și am o provocare. Oricum îl dau tuturor invitaților, dar am și o întrebare mai specială aici. În ultima perioadă, în Republica Moldova inclusiv, observăm o tendință sau un fenomen. Femeile fac proceduri de reîntinerire vaginală. Ce înseamnă asta și cât de real este lucrul ăsta sau totuși e marketing mai mult? Reîntinerirea este nu numai vaginală, ea este sau așa numită rejuvenare, un cuvânt, parcă suntem chiar la dicție. Deci ține nu doar de vagin, dar ține și de vulvă și de aspectul exterior, deci plastii de labii și tot așa în sensul dat. În ultima perioadă foarte pe larg se solicită. Eu consider că este o problemă serioasă în sensul că femeile nu cunosc ce este normal și ce nu, că poate fi în zona dată o asimetrie ușoară, cum pot eu avea un pic urechi diferit și nu știu mai ce și așa, este bine să fie așa și dacă este așa, nu este obligatoriu pentru a efectua anumite intervenții chirurgicale, dar de ce le fac ele? Pentru a fi mai sigure. Consideră că aceasta cumva le diminuează în sens negativ felul lor de a fi, dar este o nebunie, cred eu. Dar asta, la modul practic, cum se întâmplă această rejuvenare? Cu laserul se înlătură anumite țesuturi? Legat de vagin cu laser, dar sunt, de exemplu, organizații mondiale care sunt împotriva și vin cu dovezi serioase că ea nu este eficace, din contra, poate avea anumite rezultate negative. Deci, aspectul dat ține mai mult de situația de a veni cu, dacă pot să mă exprim corect, cu a îngusta vaginul. Mai mult din considerentul ăsta, nu din alte considerente că ar fi mai tânăr sau mai frumos sau nu știu cum, din considerentul respectiv. Dar iarăși este o situație când sau nu prea se cunoaște, sau există anumite probleme în cuplul respectiv, sau, de exemplu, când au fost situații serioase după mai multe nașteri sau nașteri cu feți cu masa mare și există un anumit prolaps în cazurile date sau se efectuează exerciții respective sau dacă este grad avansat se operează. Și laserul nu rezolvă problema. Deci cumva rejuvenarea vaginală este egală cu îngustarea vaginului. Mai mult pentru aceasta se optează și pentru aceasta se face. Ce se întâmplă în cazul plastiei labiilor?
În ultima perioadă se solicită mult și pe larg, deci chiar pot... Deci, iarăși vine de la ceea că nu cunoaștem sau puțin cunoaștem sau nu suntem informați sau lipsa aceasta încredere în sine, ea de fapt este, nu ține nemijlocit de organe genitale. Ce și cum și de unde și-au băgat femeile în cap că se începe să finisează cu aceasta, nu știu, dar chiar am avut un caz care depășește toate limitele când bunica a adus o adolescentă de 18 ani care singură în baie și a tăiat o parte din labii. Și ea cu o lamă și a tăiat singură. Vă imaginați că acolo este sângerare, ea s-a adresat tardiv, peste 2 săptămâni, s-a infectat tot. De aceea că ea avea un iubit care a avut relații cu el și cum ar veni că s-a expus că ceva la tine nu este bine. Nu sunt sigur a fost așa sau și-a băgat ea cumva în cap că nu este așa, dar deci trebuie să discutăm și să cunoască femeile că ele sunt frumoase așa cum sunt și probleme serioase când ar fi chiar labii exagerat de mari care se lezează sau apar anumite probleme serioase de sănătate, se întâlnesc foarte rar. Deci atunci când există anumite probleme serioase, de exemplu, sunt foarte mari sau au fost anumite... Dar ce înseamnă foarte mari? Atârnă, vizual, da. Cum să-și dea seama femeia? Da, și ele la mers se pot leza sau pot să fie lezate chiar, de exemplu, la lingerie sau mai mult în timpul mersului, se lezează suprafața respectivă, poate sângereze și evident că este un disconfort. Dar se întâlnește rar, nu se întâlnește atât de des. Pe mine mă uimește faptul că în femei tineri sănătoase consideră că labele astea, cum ar veni, că aproape nu trebuie să fie deloc. Dar ele au funcția lor. Ele închid introitul vaginal și microflora și flora și agenții patogeni și infecțiile care sunt prin zona alăturată nu pătrund în vagin. Deci ele sunt nu pur și simplu, ele au și ele funcția lor și rolul lor. Și apoi nu trebuie să uităm că recuperarea postoperatorie este nevoioasă, nu este simplistă. Este minim o lună, poate chiar și mai mult. Deci respectiv asta înseamnă că nu trebuie să aibă relații intime. Ea nu numai relație, nu se poate așeza pe scaun, trebuie o îngrijire minuțioasă, să prelucreze zona de câteva ori pe zi, ea nu poate merge la serviciu, deci înainte de a face așa intervenții, trebuie să explici detaliat pacientii ce și cum se întâmplă. Deci e mai dur chiar decât după nașteri. Cred că multe femei acum s-au pus pe gânduri. Aureliusul ăsta muscat, alb, dulce, e pentru dumneavoastră. Infertilitatea la femei. Care sunt principalele cauze? Infertilitatea este o problemă serioasă și în ultima perioadă se întâlnește, dacă anterior spuneam, la un cuplu din 7, acum la 1 din 5. Legat de țara noastră, că cauzele diferă de la țară la țară, la noi, în Republica Moldova, deci pentru femei, pe primul loc se plasează cea legată de anumite probleme a trompilor uterine. De ce? Cunoaștem care sunt trompele, deci diametrul trompelor este foarte mic, aproximativ ca un fir de păr și atunci când femeile suportă anumite procese inflamatorii, nu se adresează rapid pentru un consult și cu tratamentul respectiv, deci apar consecințe la distanță. Și poate să apară ocluzie sau așa numită astupare a trompelor, parțială sau totală. Parțială poate surveni o sarcină extrauterină, deci s-a produs conceperea, produsul de concepție se întoarce înapoi pentru a ajunge în uter și rămâne la o anumită porțiune a trompei. Asta e una din cauzele sarcinii extrauterine sau ocluzia aceasta totală. Deci trompele parțial nu sunt permeabile. Iarăși vorbim de lipsa adresării la timp după asistență medicală sau lipsa educației sexuale și tot așa. O cauză la fel de serioasă mai rămâne a fi și endometrioza ovariană, o boală așa numită maladia teoriilor, când mai simplu așa să zic, se scade mult rezerva ovariană și atunci trebuie să informăm pacientele dacă se reușește, se reușește, dacă nu merg pentru procedura de fertilizare in vitro. Scade rezerva ovariană, capacitatea de a produce ovulii sau da. Da? Da, și ea poate să scadă mult, mult până aproape de zero și atunci nu mai este posibilă nici sub o formă, nici chiar fecundarea in vitro cu ovule proprie, atunci se merge pentru ovule donate. Deci e important ca, din tot ce am discutat, e important ca femeile să cunoască. Ce boli venerice care au fost în tinerețe sau în adolescență pot duce la infertilitate?
anume legat de factorul acesta tubar, foarte specific sunt, le place să se mulțească acolo la chlamidii. Deci sunt niște maladii sexual transmisibile care nu prea au tablou clinic, ce înseamnă nu prea sunt secreții vaginale, nu prea te doare burta și, de exemplu, dacă ai suportat și nu ai tratat, pot duce la infertilitate. Există poziții sexuale care fac ca femeia să rămână însărcinată mai ușor? Nu, asta este un mit. O glumă, cred că, ba, una chiar proastă, nu are nicio legătură modalitatea de... și pozițiile nu au absolut nicio legătură cu conceperea. Mai este încă o idee, ca după actul sexual, dacă femeia vrea să rămână însărcinată, să stea într-o anumită poziție. Cu picioarele, da, nu știu ce, și nu, la fel, este un mit. Nu are nicio legătură cu picioarele sau poziția sau alte aspecte. Deci important să fie doi parteneri sănătoși. Nu știu dacă este mit, dar șansele de a rămâne însărcinată sunt direct proporționale cu cât de des faci sex. Cât mai des faci sex în perioada când îți dorești un copil, cu atât mai mari sunt șansele că va rămâne însărcinată? Nu, deci aici un pic este diferită. Deci chiar noi când discutăm și întrebăm pe cuplul respectiv dacă fac și cât fac și cum fac, se consideră o medie de 2-3 ori pe săptămână. Dar nu este un... Chiar dacă vor să aibă un copil, o medie de 2-3 ori pe săptămână se consideră la un cuplu care e sexual activ. Dar dacă vreau un copil, nu știu. Deci, de ce cuplul își pune mai mult presiune și de ce insistă asupra că vreau, este exact invers, nu se primește. De ce trebuie să trăiască liniștit și împlinit și atunci sarcina la cuplurile sănătoase vine de la sine. Deci, chestia aceasta artificială și impusă, ea pe locuri are exact rezultatul invers. Dar noi trebuie să cunoaștem că, de exemplu, ovula trăiește 24 de ore, maxim 24. Și atunci, la mijlocul ciclului menstrual, când probabilitatea de a fi ovulație este mare, atunci să nu omită perioada aceasta. Adică e clar că în cuplu, dacă au relații o dată pe lună, șansele de concepere sunt mai mici. Iată cam care este ideea. Adică cât mai des, șansele sunt mari că vor nimeri anume în perioada oportună. Mai des când e perioada aceasta de mijlocul ciclului menstrual, dar nu per general. Adică ideea că ar face în fiecare zi și o să devină gravidă, nu. Nu funcționează. Ce recomandări sunt din partea medicilor ginecologi pentru femeile care vor să rămână însărcinate? Ce trebuie să facă în perioada aia? Deci pentru femeile care vor să devină însărcinate este bine de a utiliza acidul folic înainte de sarcină câteva luni și dacă surveni sarcina în primele luni. Și din farmacie? Din farmacie, obișnuit, da. La deci ce ajută? Să prevină anumite anomalii de dezvoltare la făt. Deci, ca să fim... Nu este mit asta. Nu, asta nu și asta sunt chiar sugestiile Organizației Mondiale a Sănătății și tot așa. Deci sunt referințe serioase, nu este o glumă și nu este un mit cu acidul folic. Deci ar putea preveni anumite maladii serioase legate de dezvoltarea creierului la bebeluș. Deci nu este. Este o vitamină ușoară, nu este costisitoare și nu are anumite reacții adverse sau ar putea să facă la mama anumite probleme. Nu. Așa, aici am înțeles. Ce ar mai trebui? Deci un mod sănătos de viață, să o alimentație sănătoasă, să se hidrateze bine, să facă un pic de sport, să aibă grijă de igiena emoțională și de tot felul de gânduri negative, emoții negative, să meargă la psiholog dacă are posibilitate. Dacă nu, singură, să consume, de exemplu, informație utilă, pozitivă, bună. Deci o stare de sănătate la general, în măsura cât are posibilitate să aibă grijă de ea. Că poți, de exemplu, să-ți dorești nu știu ce, dar dacă ești plecat și nu ai posibilitate să mergi la sport, dar poate să se plimbe, să facă metode simpliste. Mm-hmm. Evident și partenerul trebuie să fie responsabil din punct de vedere al sănătății, dar ce nu trebuie să facă categoric o femeie care își dorește să rămână însărcinată? Evident că să nu consumi droguri, să nu consumi diverse substanțe interzise, să nu exagereze în consumul alcoolului, să nu fumeze foarte mult. Sunt și femei care fumează, dar cel puțin se străduie să micșoreze din cantitate în măsura cât este posibil. Când o femeie ar trebui să-și facă griji? Cât timp ar trebui să dureze de relații sexuale neprotejate? Deci se consideră și de fapt stabilim noțiunea aceasta de infertilitate într-un cuplu tânăr care stau împreună, locuiesc împreună, nu migrează, de exemplu, cum acum
trei luni stau și apoi două pleacă, nu sunt împreună. Deci într-un cuplu care stau împreună și au relații sexuale cam o medie de 2-3 ori pe săptămână, timp de un an nu survine sarcina, atunci apelăm la medicul specialist și deja cu recomandările respective. În ce situații este recomandată fertilizarea in vitro? Fertilizarea in vitro este recomandată atunci când sunt situații, nu pot să zic grave de sănătate, că de exemplu dacă trompele nu sunt permeabile, atunci ca sănătate la general probleme nu sunt, dar legat de funcție reproductivă și de apariția sarcinii. Deci atunci când trompele uterine sunt impermeabile, dar apreciat prin metode serioase de diagnostic, de exemplu cum este laparoscopia și s-a introdus un conținut, o substanță albastră și ea nu ajunge în abdomen, nu vedem și nu putem efectua plastie, deoarece plastia aceasta de trompi poate fi efectuată doar un sector mic, în porțiunea ampulară, unde ea este liberă și nu putem toată trompa să efectuăm oarecare asistență medicală. În cazurile date, deci când este o problemă serioasă de trompi, în cazurile când este endometrioza, cum am zis, anumite forme severe și când rezerva ovariană este joasă-joasă și în ultima perioadă se întâlnește tot mai des cauza masculină și atunci când spermatozoizi aproape nu sunt sau nu sunt deloc, tot se sugerează de a merge la medicul reproductolog. Problemele intime în cuplu. Ok, de multe ori apar probleme atunci când cuplul își dorește foarte mult un copil și nu reușesc. Dar aici nu e vorba de probleme intime, sunt probleme de ordin medical. Dar vorbind despre lipsa orgasmului, poate fi asta o problemă ginecologică? Nu, cred că este o problemă ginecologică. Asta este o problemă care ține de lipsa cunoașterii de sine, a femeii nemijlocite și a partenerului respectiv. Deci toată lumea cunoaște și nu mai este un tabu că organul erectil este doar clitorul, și orgasm doar de la penetrare vaginală se întâlnește la femei rar, cam la 17-20%, și dacă nu se întâmplă, nu înseamnă că ea ar avea un defect oarecare. Deci pur și simplu se discută, se comunică și se ajunge la un numitor comun în sensul dat, se învață. Dar ați avut pacienți care au venit și au spus că eu nu am orgasm, ajutați-mă cu ceva. Da, foarte mulți pacienți sunt, s-ar părea că este informație mult și se cunoaște mult. Ele nu cunosc ce este clitor și unde e localizat. Și se explic pur și simplu, pe un așa un mulaj, se explic. Ce avem noi aici? Apropo, mulajul ăsta, el stă de la început, dar noi n-am explicat ce este aici. Deci aici sunt organele genitale interne și externe și când vin femeile la consultații, le explic mai detaliat, că este mai informativ pentru ele și mai accesibil. Cum le explicați ce înseamnă clitorul și unde se află? Le explic exact așa cum este și unde e localizat, la anterior de intrarea în vagin, un pic mai superior de uretră, exact cum este așa și le explic. Mai avem și cărți diverse colorate și mai simplu. Ca să survină orgasmul, deci clitorul trebuie stimulat. Da, sub oricare formă, nu contează care, fiecare cuplu este cu deschiderea lui și cu modalitatea lui, deci dacă el nu este stimulat sub nicio formă, nu vine orgasm și la femei vine mai greu. Și ce le recomandați? Să se masturbeze, să-și cunoască corpul, să comunice cu partenerul? Care este soluția? Să-și cunoască corpul și să comunice cu partenerul. Să adopte anumite poziții care sunt mai binevenite pentru ea. Care poziții sunt mai binevenite pentru orgasm? Da, este absolut diferit. Aici nu este una generală și eficace pentru toate. Deci asta vine în timp și în cunoaștere, în cuplul respectiv. Deci nu există poziția XY în care au toate femeile orgasm. Nu există, pur și simplu. Dar evident că depinde și de comunicare și de deschiderea în cuplu respectiv. Și de a nu juca teatru cu femeile, joacă teatru mare parte. Da, femeile destul de des mimează simulează, orgasm. Da? Sau mimează orgasmul. Opiniile sunt diferite. Unele vor să facă... Să impresioneze care, partenerul. Da. Dar recomandarea medicilor care este? Este o prostie. Că se amătește și pe ea și pe partener și într-un final simte prost și ea și partenerul dacă află. Dar acum se întâmplă asta destul de des sau totuși mai rar deja? Acum am impresia că mai mult se comunică deja. Totuși da. Despre orgasm și bărbații și femeile știu ce înseamnă orgasm în linii generale, sper.
Și respectiv nu mai este un partener experimentat, poate depista dacă este mimat sau nu orgasmul feminin. Nu cred, dacă joacă bine actorii, atunci nu poate face diferență. Dar cum ar trebui partenerul să-și dea seama că partenera a avut orgasm? Dacă la modul practic, atunci sunt niște contracte involuntare a vaginului care partenerii experimentați le simt. Dar nu este chiar de fiecare dată și depinde de intensitate, de durată și multe alte aspecte. Dar în mare parte aceasta. Constituția sexuală diferită și necesitățile sexuale la fel diferite. Ce exemple aveți în acest sens? Au fost persoane care s-au adresat, care, nu știu, femeii care a spus că eu vreau sex o dată pe lună și el vrea sex de 3 ori pe zi? Deci, constituția sexuală, aceasta este o noțiune mai nouă. Anterior, noi discutam de temperament și evident că el poate fi diferit. Ca constituție sexuală, deci poate fi înalt, mediu și jos. Dacă partenerii sunt cu înalt și jos, evident că apare o problemă și pentru unul și pentru altul. Sugestiile sunt foarte largi, iarăși ne aducem aminte de Natalia. Deci, ei au anumite modalități, consilieri, diferite. Depinde de femeie, dacă ea este acasă, dacă are copil mic, dacă este implicată în activitate, dacă nu este obosită, dacă ar ajuta o parteneră, ar prelua un pic din sarcini, atunci ea ar avea un pic de timp, un pic așa, ca cel puțin se gândească în sensul dat sau să vină cu vreo idee sau să nu fie prea obosită și stresată, că deoarece dacă are multe sarcini și e obosită la propriu fizică, e obosită chiar să fie și cu constituție sexuală nu știu de care când nu se reușește. Sau mai este și alt moment, nu oferă timp pentru intimitate, nu se oferă un anumit timp. Deci intimitatea spontană mai mult este pentru adolescenți. Oamenii maturi ar trebui cumva să-și organizeze, dacă pot să zic așa. Adică în agenda nu scriu numai sarcini și funcții și așa, dar și undeva trebuie să fie și loc pentru intimitate. Wow, deci ați auzit, da? Scrieți în agenda sex astăzi seara la ora 12. Nu, dar de ce? Glumim, nu-i bine? Dar e bine. Specialiștii care se ocup serios cu terapie de cuplu chiar sugerează ideea respectivă că oamenii contemporani implicați într-un milion de activități și cu multe griji cotidiene și cu copii și cu așa și cu evoluție, nu știu mai de care, dacă se omite, atunci el se omite și dacă se face mai rar, nu se face deloc. Acest temperament sexual, el poate fi modificat de-a lungul vieții? Nu. Asta este felul tău de a fi cu care tu te naști și așa cum este culoarea ochilor, părului și... Deci asta este felul de a fi a persoanei respective. Deci dacă o femeie vrea sex o dată pe lună, la început de relații, probabilitatea că ea va vrea mai des peste câțiva ani e foarte mică. Într-un fel da, dar dacă ea este conștientă, inițiată, mai învață, mai evoluează, mai merge la anumite cursuri, ascultă podcasturi, se interesează ce și cum se mai întâmplă, cred eu că ar putea cumva să se autodepășească. La femei de ce scade libidoul? Și ce înseamnă asta de fapt? La femei scade mult libidoul după naștere. Scade datorită unor hormoni. Scade foarte mult și chiar ține mult de perioada alăptării. Deci este un anumit hormon care menține alăptarea și el duce indirect la scăderea libidoului. Asta înseamnă scăderea dorinței sexuale? Da. Dar la zero, practic. Și așa, dar și la mai puțin, poate nu chiar la zero. Și în cazurile astea, aceste mămici au nevoie pur și simplu de ajutor. Adică, poate nu nemijlocit partenerul, dar, de exemplu, o bunică sau bună, de exemplu, o zi, două, ca ea să se odihnească, să doarmă, simplist, să doarmă, să se odihnească, să reușească să se recupereze și atunci se trece peste moment și se normalizează. Adică nu au nevoie de o medicație specială sau de anumite momente mai dificile. Apropo, știți că Viagra este nu numai pentru bărbați, dar și pentru femei. Pe bune? Da. La noi în țară încă nu a ajuns, dar este cu adevărat. Deci este adoptat de CDC, organizație serioasă, da? În America, în România este, la noi încă nu. Deci fugiți în România, cei care sunteți interesați de Viagra pentru femei. Cum funcționează? Deci eu chiar mie personal ca medic, deci teoretic pentru bărbați e strict legat de procesul de erecție. Pentru femei citarea e un pic diferită și ține mult de componenta psihoemoțională, de anturaj, de mediu, de sentimente, de relații, de mulți factori. Dar femeia se excită totuși. Și funcționează ea sau nu, pentru mine ca specialist este totuși discutabil. Ei au o perioadă scurtă de când au apărut pe piață, nu este o perioadă mare ca să avem o experiență ca specialiști și să ne putem expune.
Deci funcționează sau nu, nu știu, dar există. Vorbim despre vaginism. Cât de mare este această problemă? Și cum o putem explica pe înțelesul tuturor? Deci vaginismul este o problemă foarte serioasă și se întâlnește rar și bine că se întâlnește rar. Deci aceasta este imposibilitatea penetrării. Deci într-un anumit cuplu este absolut imposibil ca să fie introdus penisul în vagin, de exemplu. De ce? Deci ea se manifestă involuntar, deci procesul acesta nu îl poți controla. Care sunt cauzele? Cu adevărat nu se cunosc. Traume, componentă psihoemoțională, anumită agresiune sexuală, etc. Dar este o problemă. Deci el se manifestă doar în momentul în care începe actul sexual. Da, deci se contractă mușchii. Da, deci nu este posibil, nu poate avea loc penetrarea. Propriu-zis, penetrarea nu este posibil de efectuat. Deci în cazurile date se lucrează în echipă, cu medic ginecolog, cu psiholog, se conciliază, se explică detaliat, sunt mai multe metode de tratament. Noi ca specialiști încercăm să introducem, avem așa niște instrumente care le utilizăm în efectuarea avortului, deci niște dilatatoare, niște instrumente micuțe, subțiri și se începe de la subțire spre dimensiuni mai mari și treptat la început se face un test, se introduce, de exemplu, ca un bețișor de ăsta micuț cu tifon și dacă ea nu reacționează agresiv și în alt, dacă reacționează, atunci ne oprim. Dacă nu, putem cu dilatatoare dimensiuni mai mari și cu psihologul în comun și se depășește momentul. Deci se presupune că ar fi o traumă. Psihologică. Da. Mai sunt literatura mai contemporană și observ că sunt unele practici de a administra injecțiile astea cu botox, botulotoxina, nu doar pentru estetică, dar și pentru a rezolva problema legată de vaginism. Deci în cazurile date se lezează niște nervi, se paralizează niște nervi, mai simplu spus, și sunt date de literatură care sugerează că ar avea un efect benefic în cazul vaginismului. Sarcina și nașterea. Care este cel mai complicat moment în timpul sarcinei? Evident, nașterea, propriu-zis să știm, dar la ce ar trebui să acorde atenție gravidele? Deci, gravidele trebuie să acorde atenție că sunt anumite situații în sarcină și anumite semne de pericol, de exemplu, dacă au o hemoragie vaginală masivă, dacă au dureri violente în abdomen sau oricare altă stare care le pune în dificultate, de exemplu, se sufocă, nu le ajunge aer sau anumite momente care sunt diferite de ce a fost anterior, obligatoriu să se adreseze pentru consultul de urgență. Adică să nu creadă că o să depășească sau sunt la țară și vin peste o oră, două. Deci atunci când vorbim de hemoragii sau dureri violente, obligatoriu trebuie să se adreseze la cel mai apropiat punct medical sau cea mai apropiată asistență medicală. Că dacă sunt de la nord și sângerez, nu mai vin la Chișinău, dar merg la Bălți, de exemplu. Asta a fost ideea. Vreau să luăm punctual câteva probleme care apar. Sunt femei care au grețuri practic pe tot parcursul sarcinei și sunt alte femei care simt foarte bine și nu au nicio incomoditate. În funcție de ce depinde asta? Nu prea se cunoaște care ar fi cauza, dar nu sunt toată sarcina, deci sunt 12, maxim 16 săptămâni, primele câteva luni și ele dispar de la sine. Dacă apare vomă și grețuri mai tardiv, în termene mai mari, nu este nici pe departe varianta de normă și este nevoie de a merge la medic specialist. Pot fi diverse probleme cu stomac, pancreas, cu anumite forme, anumite patologii legate de sarcină. Deci ca normă 12-16 săptămâni. Când se efectuează testul genetic ca să vadă dacă fătul nu are anumite anomalii genetice? Deci există câteva ecografii obligatorii în sarcină, astea sunt 12-13, sunt 20-22 de săptămâni când este screening anomalii de dezvoltare. Mai sunt niște teste care nu sunt invazive, ca dublu test, triplu test, dar ele sunt, deci au o sensibilitate joasă și ele nu apreciază cariotipul pentru a aprecia dacă este... Cariotipul ce înseamnă? Da, pentru a aprecia dacă sunt unele anomalii serioase, ca Down, de exemplu, deci se poate efectua ecografia, dar indirect sugerează, dar diagnostic se stabilește atunci când se efectuează amniocinteză. De exemplu, se punctează cu un ac fin, se intră în uter și se aspiră lichid amniotic și vedem cariotipul, cum sunt cromozomii și dacă ei sunt în normă sau e specific pentru Down sau alte probleme. Cât de mare este riscul de la această procedură? Riscul pentru făt?
Am înțeles, riscul nu este mare, se face sub ghidaj ecografic, deci pe monitor se văd straturile, se vede uterul și riscul este foarte mic, de ce femeile nu trebuie să se teamă și atunci când sunt anumite suspecții sau femeile care nasc un pic mai târziu, după 35, indiscutabil după 40 de ani, este chiar indicată amniocenteza. Recomandarea dumneavoastră în momentul în care vedeți că este o anomalie sau dezvoltarea nu corespunde? Deci dacă anterior se discuta un pic într-o altă modalitate și într-un fel se sugera că ar fi binevenit de întrerupt sarcina, acum în ultima perioadă legat cu feții care sunt cu Down, sunt cupluri, chiar cunosc și eu câteva care au refuzat de a întrerupe sarcina. Deci este alegerea lor. Adică noi să venim prompt și să spunem că obligatoriu trebuie de întrerupt, nu putem. Deci acum strict anunțați cuplu, deci care este problema. Deci se anunță cuplu, se spune, se explică într-o terminologie clară ca să înțeleagă, se informează și ei și în ultima perioadă observ că sunt cupluri care acceptă să nască copilul cu Down și să nu întrerupă. Autismul poate fi depistat? Autismul este o problemă globală, serioasă, serioasă de tot. Nu poate fi depistat sub nicio formă și, din păcate, în ultima perioadă preia amploare. Deci sunt foarte, foarte, foarte mulți copii cu patologia respectivă și, spre regret, nu prea sunt nici specialiști la noi în țară care să lucreze cu ei și să-i direcționeze. Deci cu ei se lucrează foarte, foarte, foarte mult. Deci specialiști nu sunt și sunt câteva centre unde se lucrează, acolo este un rând enorm. Deci este o cerere foarte, foarte, foarte mare. Câte kilograme în plus se consideră o normă de adăugat în timpul sarcinei? Dacă anterior noi consideram că norma era 10-12, acum se acceptă până la 15. Asta e varianta ideală, dar evident că poți să adaugi și mai mult. Cât de grav e dacă gravida adaugă 30-35 de kilograme? Tot surplusul acesta și nemijlocit obezitate implică anumite riscuri, atât pentru făt, că el poate să fie mai mare și respectiv nașterile sunt mai dificile, mai complicate, dar și pentru mămică nemijlocit. Deci vă imaginați că inima și tot trebuie să propulseze mai mult sânge, deci eforturile sunt duble și triple pe alocuri. Trebuie să existe un regim alimentar în timpul sarcinii? Un anumit regim alimentar există, trebuie să fie tot echilibrat. Mă refer la anumite cantitate de proteine, fructe, legume și de a nu exagera cu carbohidrații. Deci cu tot ceea ce este foarte dulce, foarte multe paste făinoase, iar și trebuie o alimentație de calitate. Ce facem cu poftele? Sunt multe graviduți care spun că am poftă și vreau să mănânc un kilogram de ciocolată. E o formă de manipulare, cred că e legat de că vrea soțul să-i acorde un pic de atenție, dar nu are nicio legătură și nici ea nu are nevoie și nici fătul și nici nimeni de un kilogram de ciocolată. Trebuie să fie educat în sensul de a se putea abține un pic sau să înțeleagă că ea are nevoie doar de o bucățică mică de ciocolată și nici pe departe nu de un kilogram. Dar în momentul în care ai pofte foarte mari de ceva și te abții, există vreun risc pentru făt? Așa credeam că o să mă întrebați, nu pentru făt, pentru a se întrerupe sarcina, toate întreabă. Nu există niciun risc și nu este nicio legătură între pofte, alimentație și... A, și pierzi copilul. Da, da. Dar multe femei întreabă, da? Când... Mai întreabă și femeile, mai întreabă și soții, că iată, soția mea vrea la ora 2 de noapte căpșune sau nu știu ce. O formă ușoară de a atrage atenție, cred că, nu știu. De o grijă în plus pe o perioadă mai delicată. Naștere prin cezariană sau naturală? Deci, la noi în țară oficial și legal... Vreau cezăreană și îmi faceți cezăreană, nu există. Deci cezăreana are anumite indicații și are anumite și consecințe și complicații cu mult mai mari comparativ cu nașterea naturală. De exemplu? De exemplu, hemoragii. Într-o naștere pe căi naturale se pierde 200 ml sânge, la cezăreană 600, pot fi și 800. Este diferență și diferența e mare. Nemijlocit traumă operatorie, se incizează tot peretele abdominal, rămâi cu o plagă postoperatorie, se încizează uterul, pot fi anumite consecințe și complicații cu mult mai mari și se cunoaște în toată lumea, nu doar la noi. Deci dacă cred femeile cu o cezăreană ar fi mai simplistă și mai ușoară, nu este așa. Deci nașterea fiziologică, decurge fiziologic, da, este o perioadă că durează travaliul un pic mai anevoioasă. Dar perioada de recuperare după cezăreană? E cu mult mai mare ca cea pe căi naturale. Deci pe căi naturale peste 2 ore s-a ridicat, îngrijește bebelușul, are grijă de ea. Dar cezăreana este ca o operație nemijlocită, oricare alta.
Deci așa se crede că ar fi un pic, nu așa, dar e operație cu risc anesteziologic, operator, postoperator. Deci e totalmente diferit. Adică că eu vreau și cred că e simplist și ușor, nu e așa. Deci la noi, mare parte, se face cu indicații. Ceea ce mi-a scăpat din sarcină, relațiile intime în cuplu. Întrebarea asta am mai adresat-o. Au fost tot felul de răspunsuri. Știm că, da, cuplu poate face sex până aproape de naștere. Deci, ca condiție medicală, sunt doar câteva situații când ele sunt absolut interzise. Astea sunt pentru pacientele care au o localizare a placentei jos, când după raport sexual pot apărea hemoragii masive care le compromit și chiar le pune în pericol viața, dar nu se întâlnește atât de des, așa numită placentă previ. Deci mămicile cunosc, se apreciază din termeni mici la ecografie și ele cunosc și medicul specialist le explică din start că este o problemă cu placenta și este contraindicat. Mai sunt alte situații când, de exemplu, se începe a deschide colul uterin un pic mai devreme și se aplică un pesar, un inel sau se aplică o sutură pe col ca să nu se întâmple nașterea înainte de timp. Deci la ele tot este contraindicat și mai sunt câteva momente legate de nemijlocit de sarcină sau de sănătatea mămicii. Dar în rest nu este o contraindicație, că sarcina este o stare fiziologică până la urma urmei. Dar beneficii sunt de la faptul că o femeie însărcinată face sex? Deci pe parcursul sarcinii beneficii ca la general legat de intimitate, dar referitor la ultima perioadă și ultimul trimestru și înainte de naștere sunt ceva date de literatură care sugerează că chiar sunt benefice și ar contribui la declanșarea travaliului sau la apariția nașterii. Deci chiar sunt benefice și recomandate. Asta nemijlocit înainte de naștere. Ce vă spun pacientele în legătură cu acest subiect? Ce cazuri și istorie aveți? Diverse sunt pacienti care, de exemplu, pe parcursul vieții lor aveau un apetit sexual jos, dar în timpul sarcinii a crescut și nu invers, că se crede că e invers. Este diferit. Deci ce și cum se va întâmpla la femei pe parcursul sarcinii, deci nu este o regulă generală. Și cum ați spus și dumneavoastră, greață și vomă nu au toate, apetitul este diferit, o graviduță poate plânge, una poate fi anxioasă, una irascibilă, dar familia trebuie să cunoască și să o accepte așa cum este. Vorbind despre viața de cuplu, cum revine la normalitate după apariția unui copil? Pentru că știm foarte des situații când mamele, având destul de multe bătăi de cap cu copilul și fiind foarte preocupate ca el să fie bine, cumva uită de viața de soție, de partener în general și se creează această discrepanță în cuplu. Care este soluția recomandată de specialiști? Deci, teoretic, ea își revine în totalitate peste o lună jumătate. Și trebuie să fii foarte conștient că dacă nu doarme, este obosită, nu mănâncă, nu are de unde să fie vreun fel de atracție sau vreun fel de libido, mai ales că ține și de nivel de hormoni. Anumiți hormoni produc lapte, libido iar scade, oboseală și tot. Deci atunci sau partenerul o ajută, sau mă ajută mămica, sau bona, sau cineva ca ea să reușească să se odihnească. Și atunci încet viața își preia ritmul care a fost anterior. Eu cred că este o presiune suplimentară pe femei, da? Deci a apărut copilul, probleme cu sânii, copilul nu poate să aibă probleme. Nu te poți așeza, probleme cu exact, pieptul, așa, cu sânul, și bărbatul, incontinență de urină, plăgi, tot te depresii mai poate fi și așa, și bărbatul stă acolo și el se simte ignorat. Stai, Dumnezeule, suportă! Pentru că până la urmă ambii ați contribuit la apariția acestui copil. Suntem aproape de final și mai este un subiect mai puțin discutat la noi în societate, menopauza precoce. Înțeleg că este o problemă destul de gravă în ultima perioadă, când femei mult mai tinere ajung la menopauză. Care sunt motivele? Motivele nu prea se cunosc și este într-adevăr o problemă serioasă, deci aceasta menopauza care apare mult mai devreme de 40 de ani, deci chiar eu am o pacientă care are 21 de ani și s-a adresat pentru un consult că jumătate de an nu avea menstruație. I-am recomandat anumite examinări, analize și verdictul a fost acesta. A fost evident șocată și a apelat pentru a doua, a treia și nu știu câte păreri, a mers în România, în Germania și nu știu unde și toți au confirmat ceea ce i-am zis eu. Nu se cunoaște din care motive s-a repuizat cu mult mai precoce rezerva ovariană, de ceea ce este în ovar, ceea ce produce hormoni și de fapt tot ciclul menstrual dispare cu mult mai devreme. Nu se cunoaște de ce.
e grav atunci pentru femeile care nu au reușit să nască. Pentru cele care au reușit, nu este atât de grav, deoarece avem tratament hormonal de substituție care, într-un fel, compensează. Și chiar există tratament hormonal pe care femeile pot menstrua. E evident că este creat artificial, dar oricum calitatea vieții, deci din calitatea vieții ca femeie nu se pierde. Dar cu funcția reproductivă, din păcate, doar cu ovocite donate. În rest, cu material genetic propriu, nu este posibil. Iată care este momentul cel mai și foarte mare atenție și grijă la femeile care fac carieră până la 35 și după, să nu uite că există așa numitul ceas biologic și că rezerva ovariană nu este veșnic și inepuizabilă. Deci noi ne naștem cu o anumită cantitate și ea treptat scade. Deci cam asta e sugestia. Sună foarte grav lucrul ăsta. Dar chiar citeam undeva că există companii serioase ca Google, de exemplu, și femei care cu o posturi foarte înalte și semnează un contract de lucru, de exemplu, de la 35 până la 40 de ani, cu un anumit salariu foarte bun. Deci compania își asigură ca la femeile respective să le congeleze ovule, să le păstreze, să le achite ei, ca ele să lucreze perioada aceasta pentru companie. Deci se vede în timp o fi nevoie de ovule acestea sau nu se cunoaște, dar cumva prevăd anumite momente. La noi, până când, cel puțin să cunoască femeile ca să nu prea întindă cu sau să-și înghețe ovule. Sau să-și congeleze ovule, da. Când în societatea noastră se va vorbi mai liber despre subiecte ce țin de intimitate? Atunci când o să fie o educație bună de calitate. Profesia de ginecolog este una de vis? Da, și interesant și de vis. Important să fie dorință și dedicație. Un ginecolog bun în Republica Moldova poate câștiga lunar peste 3.000 de euro? Poate la instituțiile private, da. În bugetare, nu cred. Dar poate și da. Rămâne fără răspuns întrebare. De ce oamenii înșală? Pentru diversificare, în mare parte. Care este diferența între infidelitatea femeii și a bărbatului? Mare diferență nu este, dar e interesantă întrebarea legată de infidelitate și cuplurile care acceptă oficial poliamorul. Este și acolo infidelitate. Dar ambii sunt de acord cu asta, adică partenerul să meargă și cu altcineva. Da, dar au anumite prestabilite anumite reguli, corect, da, de exemplu, nu se sărut sau nu știu ce. Deci, noțiunea aceasta de infidelitate în ultima perioadă devine un pic mai diferită decât o credeam noi. Odată cu înaintarea în vârstă, sexul nu mai este o prioritate? Nu cred, pentru unele femei invers. Și sunt femei la care la menopauză libidoul crește, ele nu mai iau grijă copiilor și tot așa. Deci sunt și beneficii. Și ținem cont că durata vieții la femeie a crescut, în mare parte a crescut și calitatea ei, femeile trăiesc cu 10 ani mai mult decât bărbații. Deci observați fenomenul femei de o vârstă cu bărbați mai tineri. Este o explicație. Și deci o femeie poate primi plăcere de la un act sexual fiind în menopauză și având o vârstă de pensionare. Evident. Deci în mare parte fac tratament hormonal de substituție și calitatea vieții nu se schimbă foarte mult. Și pe final, ce contează cu adevărat în viață? Pentru femei? În special. Pentru femei, deci, ca să fie fericite, împlinite și sănătoase, este de fapt o alegere. Să aibă mai puține așteptări și să lucreze și evolueze asupra lor continuu.